Salutare tuturor și bine ați venit la încă un episod de Far Cry 6, dragilor. Oameni buni, data trecută am făcut noi ceva misiuni, ne-am enervat, ne-am înjurat, ne-am, mă rog, mai bine spus, mai mult eu decât voi. Voi n-ați auzit nimic pe filmare. Și în episodul ăsta încercăm să facem noi pe cât posibil să ne și upgradăm armele, după cum puteți să vedeți în colțul din stânga sus. Am luat o misiune de la Juan. Juan al nostru zice el foarte bine că știe cum să ne upgradăm armele, doar că trebuie să distrugem niște avamposturi din astea anti-avioane, anti-elicoptere sau anti-aircraft, nu știu ce, sau ceva de genul ăsta. Și pentru asta am venit aici. Băieți, aș aprecia foarte mult dacă până să începem episodul ați apăsat și voi butonul ăla de like, mă ajută, îmi arată că mă susțineți în seria asta, mi arată că vă place seria asta și chiar vreau să apăsați și voi butonul de like. Și pe lângă asta, de ce nu și un subscribe și un comentariu? Poate să lăsați acolo, mi s-a blocat jocul. Ok, deci avem ceva pe acolo, ceva pe acolo, o grămadă de oameni pe acolo. În sfârșit m-am învățat și eu să folosesc butonul ăsta, să folosesc telefonul cum trebuie. Ok, și practic uraniumul ăla pe care trebuie noi să-l furăm e acolo. And if you blow those cannons to bits, you can fly free as a bird in Yara skies. Ce bine sună asta. Acum hai să vedem și cum facem asta. După cum v-am zis, mi-am upgradat puțin armele, o să vi le arăt imediat, și am cumpărat și una nouă. Ce se aude, mamă, ce m-am speriat. Ok. Chestia bănuiesc că, da, la fel ca data trecută cu Supreme o să o distrugem. Până atunci, hai să vedem, să încercăm să dăm și noi niște sniper, poate. Da, nicio treabă. Nicio treabă, cum am zis. Nicio tentativă de upgrade, nimic. Tot cu asta ne facem treaba. Până atunci, hai să vedem cum tragem noi în băieții ăștia, băieți. Aș aprecia foarte mult dacă ați murit și voi din prima. Mamă, ce dă goapa colonii. Bravo, tati. Lasă-l, te rog frumos. Lasă-mi animaluțul în pace. Ok. Reptile metabolit. Ok, deci văd că completăm și niște side challenge-uri din alea. Nu mai cobor de aici nici bătut. Guapo, te rog frumos, te ridici singur ca un băiat mare, ce ești tu, guapo. Hai să încercăm să facem iar ceva cu asta. Mamă, văd că nicio treabă, deci pe bune, chiar. Deci armă mai inutilă decât asta nu o să vedeți niciodată. N-am ce să fac la grenada aia. Ia mă, ia și tu una. Și nu i-a făcut nimic. Aș aprecia foarte mult, așa, bravo, perfect. Dacă ai murit și tu din prima. Deci dacă nu era asta aici, era mult mai bine. Dacă era și apusă cum trebuie pe partea asta. Ia să vedem. Mai e lume pe aici? Deci mai e tipul ăla acolo, dar văd că e cu albastru, la cred că e al meu. Ok, au venit ajutoare, băieți? Cred că ne-au venit ajutoare, băieți, ia, hai să vedem. Ia. Lasă-mi băiatul în pace, am zis. Guapo, hai, te rog eu frumos, tati, hai. Ne ridicăm și noi că... Hai. Bravo, bravo, hai. Deci m-am mult de max, îmi place mult. Îl bate așa un pic pe spate și gata, și-a revenit. Bun, și acum că am scăpat și noi de toți popândăii ăștia, hai să vedem cum putem să dărâmăm și chestia asta. Primul rând, ia, hai să luăm noi tot ce mai putem de pe aici. Să reușim cumva să ne upgradăm și noi armele. Sau hai să luăm șobolanu. Oh. Nu vrea? Ok, perfect. Asta voia Juan. Mergem imediat și îl ducem și lui. Acum hai să vedem cum putem să distrugem și noi chestia asta, ia. Dacă dăm noi sau ce aici. Mamă, cum bătea lumina în asta, băieți, am crezut chiar pot să interacționez cumva cu... What? Roata asta. Dar văd că nu. Bun. Ia.
Ia, lasă-mi băiatul în pace. Lasă-mi, te rog, băiatul în pace, nu fugi. Deci, voi vedeți că trag în ăsta și n-are absolut niciun efect. Uite ce, ce se duc. Fugim după ei. Taci, mă. Așa, bun. Nu de altă, dar știu că pot să iau chestii din ei. Uite, damage. Te rog frumos. A, așa, perfect. Și acum hai să ne ocupăm și noi de asta, dacă tot am zis că ne ocupăm de ea, hai să ne ocupăm de ea. Am luat și o bucată de hartă. Cine mai trage, mă? Ia, te rog frumos. Suprim-o. Cade unde trebuie. Da. A căzut la fix. A căzut la fix și un pic de lag. Sau doar? Doar mergem încet. Bravo, guapo, așa te vreau, tati. Ești un scump. Mai luăm câte ceva și de la astea. Și acum ce trebuie să facem? Ah, ok, deci trebuie să ajungem acolo. Ia, hai să ne punem noi și un punct pe hartă. Mam, hai. Merge cu fast travel? Merge. Asta am vrut să vă băieți. Deci dacă nu mă gândeam la fast travel-ul ăsta, dacă nu mă ducea capul și mă gândeam să înnot sau să iau vreun vehicul sau ceva până acolo, păi cred că nebuneam. Acolo, ăla era tot episodul. Nici o treabă. Ok, bun, acum hai să ne vedem, să ne întâlnim și noi și cu Juan. Ah. Ok, ok. Hai, suntem la întâlnire cu workbench. Ok. Resolver weapons. Ia să vedem ce mai are al nostru aici. Deci avem, sau unde mi-arată? 100 din 100. Deci ăștia pot să iau una singură și ăsta la fel, ori una singură. Mă, Supremo mi se pare momentan folositor al meu. El murmur. Dar nu știu sigur ce sunt ea. Resolver sunt toate, de fapt. Nu revolvere, sunt rezolvere. Și ce fac acum? O iau pe aia care mi se pare că arată cel mai interesant. Hai să iau pe asta. Sau, a, pot să-i dau așa perfect, asta vreau să văd. A, astea sunt din alea, mă, care cu care dăm foc. Nu voiam să fac asta. Fuck my life, nu voiam să fac asta. Hai să vedem acum dacă am luat-o, ce să mai zic și eu. Fuck, nu, chiar nu voiam să fac asta. Ia, altceva pe aici mai am? Workbench-ul ăsta. Știu că am doar vreo 300 și ceva de... De fapt, stai că în workbench nu puteam decât să craftez, cred. Nu puteam să... Turn off, așa, perfect. Nu lăsăm curentul să se irosească. Mamă, ce lumină e afară, băieți! Mamă, în sfârșit e lumină afară. Și acum ce trebuie să facem? Bănuiesc că trebuie să mergem încă la... Încă vreo două aircraft-uri din alea. Ca să le jigmănim. Deci mai avem unul aici. Deci anti... Da, am zis bine, aircraft. Și ăsta nu știu ce e, dar... Dăm noi un fast travel aici. Și mergem și în partea cealaltă. Și vedem pe deasupra și cu ce se mănâncă... Resolver-ul ăla, băieți. Da, mă, da, te rog eu frumos, taci. Deci nu mai dă-te, că nu mai suport, nu că don't kill. Oh, viață. Băi, deci până mă urc în mașină durează 150 de ani. Mă rog, am învățat, cred că a durat cam 150 de ani până am învățat să o controlez. Nici acum nu prea știu pe deplin, sincer să fiu cu voi. Acum să vedem, să mergem și la al doilea punct. Nu! Hai că n-am scos sunete de împerechere de iepure. Cred. Unde ne duce destinul? În ce direcție ne duce destinul? Bineînțeles, la un anti-aircraft din ăsta. Băieți, revin când sunt aproape de el, în speranța că nu o să se mai întâmple vreo tâmpenie pe drum. Am zis eu de tâmpenii pe drum. Uitați și voi ce e aici. Haideți, oricum aproape m-am ajuns la el. Nu m-a deranjat foarte tare ce a fost acolo. Nu știu oare dacă îmi dă punct... Mamă, dar sunt fix între două... jos. Stai ușor, să nu părem prea suspect, să nu părem prea dubioși cu mașina aia că e ostilă. Ne dăm noi frumos jos. O, sincer, mama e fix aici și... Got to be careful here. Da, got to be so careful. Bă, da, unde sunt ăștia? Asta e nepăzită. Stai că refuz să cred, stai că am văzut câte ceva. A, sunt pe partea aia. Atunci... Ia! Câte animale aici! Ce sunt ăștia, băieți, pe aici? Șobolani?
În fine, nu o să aflăm niciodată acum. Oare pot să fur aia fără să mă bat cu ăștia? Sau fără să mă vadă cel puțin? Oricum, chestia asta nu cred că pot să o stric și fără să mă vadă. Ia, jos. Hai că de furat am furat. Și acum să vedem ce mai găsim și pe aici. Ok. Deci am luat și checkpoint-ul. Superb, băieți, superb. Deci chiar îmi doream checkpoint-ul ăsta aici. Mă, hai să vedem ce mai e și pe acolo. Deci acolo e și helicopter, sniper-ul. Ok, încercăm să luăm noi sniper-ul, să snipuim sniper-ul, băieți. Hai să snipuim sniper-ul. Ne iese din prima. Ne-a ieșit din prima. Asta, băieți, în sfârșit. Am făcut și noi ceva util. Nu mă vede, nu vreau să mă vadă. Mamă, mai e un sniper acolo. Wow. Wow, băieți. Și avionul ăla mă vede? Ăla nu-i de-al meu, nu? Aparent. Din păcate, nu. Ia să mai snipuim un sniper, stai să găsesc și eu eventual arma. Ia, punem ținta pe cap direct. Hai să... L-am nimerit din prima. Este! Nu-mi vine să cred că e atât de ușor de data asta. Elicopterul ăla nu-mi place ce zice acolo. Dar cred că ar mai trebui să facem câteva kill-uri până să putem să... Oare există și alt mod de a strica chestiile astea? Nu știu, pot să-l stric cumva de aici sau... I don't know. Dar mă și aud ăștia oricum dacă fac ceva pe aici. Mă aud, mă văd, nu e bine. Și stai că mă vede ceva, dar nu știu de unde. A, elicopterul mă vede? Nu mă mai vede. Sper că nu mă mai vede. Mamă, dar nu se mai... așa. Nu mai pleca... bara aia rămăsese încărcată. Mamă, jos, 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 că mă vede și dintr-o parte și din alta. Dar nu înțeleg din ce parte mă vede aici. Mai e un sniper acolo? E sniper acolo. Ce faci așa urât? Gopo, tu faci mă așa urât? Ce se aude mă așa? Au cam fugit ciorile băieții, ia să vedem. Îi prindem direct pe cap? Nu, fuck. Asta a fost, asta a fost, bine. A fost bine, mă bucur. Hai să se încarci odată, te rog, încarcă-te. Vreau să stric și aircraft-ul ăsta odată, primul ready. Nu mă interesează, ori oare doar trebuia să mă... Ia, și acum zim, te rog, că dai în aircraft-ul. Crabi, băieți, crabi erau, că nu pot să cred. Asta am vrut să văd. Și eu te văd. Mamă, și acum să vedeți mă celul de pe lume. Goapă, ești pregătit? Alt sniper, mă? Nici că se poate. Nici că se putea. De unde? Ia asta. Stați așa un pic acum. Stai că-i vede goapă dacă nu-i văd eu. Ce faci, mă? Cu pistolul? Hai, ieși. Scoate capul. Scoate capul, am zis. Lasă-mi-l în pace. Lasă-mi-l în pace, am zis. Jos! Bravo! Bravo, guapo. Mai am văzut o linie pe undeva pe acolo, dar nu cred că contează. Bun, am luat chestia asta. Și acum să vedem, cred că oare ar trebui să mergem aici? Nu cred, la tabac o chestie, nu. Ar trebui să mai găsim unul, dar nu știu pe unde ar trebui să fie ca să putem să completăm și cealaltă chestie. Oare astea ce sunt de aici? A, astea sunt bazele pe care să le capturăm noi. Ok, ok. Astea sunt alte misiuni pe care să le facem. Păi atunci cred că uităm un pic de misiunea asta de la Juan. Chiar că nici n-am văzut. Ia, hai să vedem ce e resolver-ul ăla. Trebuie să-l punem noi în loc de chestia asta nouă. Ok. Mamă cum arată, băieți. Mamă, ia, hai să vedem. What the fuck, artificii să mă bată tata, că nu pot să cred. Ia, câte gloanțe am.
De unde m-a văzut. Sau de unde nu m-a văzut încă. Dar e foarte aproape. M-a văzut. De unde nu știu. Bă, ideal ar fi pentru mine, sincer, să plecăm de aici sau... Așa, bun. Una pe cap. Ia, hai să vedem ce mai e pe aici, că văd că e... Sunt niște semne pe aici, băieți. Sunt curios dacă mai găsim și noi niște arme sau ceva, că... Cam săraci. Bine, într-adevăr a fost, chiar a fost greșeala mea, pentru că nu... Nici n-am stat eu să caut ce-i drept. Te fac pelicani. Nu pot să-l iau, mă, din zbor? S-a dus. Bine, luăm și noi chestii de pe aici. Pelican meat. Pe unde mă mai vede, mă, ăla? Sincer, aproape mă interesează. Ah, nu m-am văzut. Aproape mă interesează. Voiam să văd că erau niște metale din astea pe aici. Nu mai știu de unde. Scrieți-mi voi în comentarii dacă mai știu, eu habar n-am. Cum luam iar apesos din aia. Deci, chiar nu mai știu. Că am văzut cu alea ne luăm arme. Ce, iară s-a urcat sniperul la sus? Așa, nu s-a mai urcat. Ce ție? Hai că ne întoarcem. Vedem noi unde. Și cred că ar trebui să mergem să luăm ceva mâncare lui Chorizo. Și cred că asta o să facem. O să fie următoarea misiune, misiunea Chorizo, băieți. Băieți, haideți că am mai găsit frumos o cască. Ia stai să vedem, că văd că se trage și nu prea știu de unde și de ce. Ia, m-am văzut pe mine? Dai jos frumos că nu vreau să omor un cal. Taci. Mamă, ia uite-i. Uitați-vă și voi la ei. Cum, dar nu înțeleg ce vor să-mi fac. Eu văd că am luat câte ceva de la ei. Și eu care speram... Tu ce faci, mă, ești de-a mea? Bă, că e călcat pe ăștia, deci bănuiesc că da. Nu cred că a dat peste... Ia, unde te duci, tati? Ia stai să mai mergem, că am văzut că mai sunt ceva chestii pe aici. Asta oare e zona pe care am incendiat-o noi, cumva? Ce am găsit aici? Niște așa. Și ia să vedem pe aici, oare mai găsim o armă sau ceva? Undeva pe aici, înăuntru, sau cred că undeva pe sus trebuie să mă urc. Unde e arma? Pe care... A, aici. Refill, aim-o. Ia mă, hai că sunt curios. Ce e șaratania asta? Șaratania, ia. Nu pot să cred. Deci atât de cateringă poate să fie chestia. Ciu, 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 ciu. Mă dau reload. Deci nu pot să cred că de cateringă poate să fie chestia asta. Ok. Luăm ce, furăm ce mai... Mamă, e. Luăm ce mai, ce mai putem de pe aici. Și plecăm. Plecăm pentru că nu-mi place alarma asta deloc. Și știu că urmează imediat să vină și un elicopter. Așa. Altă viață. Acum mă văd și mai bine. Bun, și acum dezactivăm noi frumos misiunea asta de la Juan. Military targets. Ok, deci mi-a mai dat un target, bănuiesc aici. Perfect, 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 perfect. Și acum hai să targetăm misiunea cu Chorizo. Și trebuie să pet Chorizo. Hai să-l petuim pe Chorizo. Hai, tăti. Accept. Oh, băi, deci cât de drăguț poate să fie animăluțul ăsta. Nu vorbesc câineza, băieți, ceva de genul ăsta a fost. No, don't let Chorizo get... Deci, asta trebuie să facem, cred că ceva zici mai devreme. Croc meat, black beans, oh, ok. Ok, deci mănâncă Chorizo al nostru de toate. Deci nu... Ia. Bun, super. A, deci, practic, cred că le aveam deja, nu a trebuit să mă duc după ele. Deci, cam știu de ce am vânat eu pelicani. Oh, ce drăguț. Deci... Foarte tare deja i-am dat de mâncare, am terminat și misiunea asta, să vedem ce mai vrea fetch quest. Ia, hai să vedem. Pardon, să vedem ce mai trebuie noi să facem aici. Ian Stories. Deci asta. Ok, asta lui Chorizo.
Și asta îmi dă XP de fiecare dată când o fac, băieți, nu cred. Cred că deja a trecut-o la completed. Deci, pe bune, chiar iau 100 XP de fiecare dată când... Okay, I'll follow you. Ok, ok, deci trebuie să mă duc acum după el. Hai, ciorizo, tăticu, unde vrei să mergem? What do you got there? That for me? Ce mi-ai adus, mă, tati, acolo? Ce vrei, mă, de la viața mea? Păi și eu ce trebuie să fac acum? Nice! Sneaky little sausage. Bravo, sneaky little sausage, bravo, tati! Așa da, să tot ai căței crânăciori din ăștia, cum a zis și Danny. Ia să vedem, pe unde mai mergem? Ce mai aduci, tati? Parcă-l văd... Ia! Chorizo, you're too good to me. Băi, deci cât de șmecher poate să fie. Ia, ce mi-ai mai adus aici? Hey, not bad, chorizo. Mamă, mâncare, bă, băieți, deci ne dă și din mâncarea lui, vedeți? Vedeți? Cum era aia, că din bucata mea de câine am hrănit un om și o pâine. Ce? You got stashes all over. Ați înțeles voi. Am luat o cheie, Mysterious Key, ia să vedem. Ce facem noi cu Mysterious Key-ul ăsta? Mamă, deci cât de lejer, cât îmi place episodul ăsta de până acum, băieți, ia. Ce mai vrei, tati? Ce mai au de pe aici? Astea sunt niște cans, niște conserve de la goale. Sunt curios dacă chiar putem să pariem și pe cocoș. Mamă, cum a fugit goapa! Da, mă, lasă-mă, te rog frumos, eu trebuie... Deci eu chiar trebuie să mă duc după mini cărnuciorul ăsta. Și eu, mamă, ce mânci, băieți? Praf de pușcă. Ok. Băi, deci asta mi-arată tot ce n-am putut să găsesc în viață. Dacă reușiți mai arăși iubirea vieții mele, mamă, deci asta ar fi câinele ideal. Aș intra așa prin monitor și l-aș lua. Mă, dar eu nu înțeleg de unde le tot ia. Și un charm. Bine, băieți. Bravo, tati. Ești o scumpete. Hai că mai facem astea de la Yaran. Că văd că ne ajută foarte tare. Ma, hai să vedem ce ne-a mai dat. Ia, la amigos. Nu pot să cred că l-am pe Chorizo. Deci nu pot să cred că l-am pe Chorizo. Băi, deci n-ai cum. Gata, tati, guapo, te rog frumos, scuză-mă, Chorizo, you're mine. Sunt curios ce poate să facă gângania asta de... Ia, da, scrie. Ce poate să facă mini chestia asta de câine. Scrie, stai, scrie ceva la abilities? Amigo abilities. Bloodhound. Asta nu face nimic. Deci Chorizo nu face nimic. El există. Anyway. Bun, hai să vedem să ne completăm și restul misiunilor. Să vedem ce mai facem. Collections, nu, la pardon, la journal. Să vedem ce mai putem să facem. Asta Juan Cortez tot mă pune să fac. Hai să-l mai lăsăm un pic deoparte. Mamă, dar asta are rank 7, vai de mine și de mine, iar stăm 5 ani, băieți, pe misiunea asta, dar hai să o facem, dacă tot o avem aici, hai să o facem. Garajul din Coasta del Mar. Eu, dacă nu mă înșel, acum sunt în Coasta del Mar, nu? Da, deci practic asta e misiunea. Deci. Bun, perfect. Așa că mergem noi, ne comandăm frumos un taxi pe care din păcate tot noi îl conducem, că n-am ajuns la stadiul ăla și la nivelul ăsta de bogăție încât să-mi comand singur un taxi. Hai, îmi comand o mașină, băieți. Să vedem sau nu. Oare mă lasă să o comand aici? Că sunt tare, pardon. Sunt tare curios. Hai, Q. Nu pot să apăs pe Q aici. Aici pot. Bun, ia să vedem. Vine o mașină? Nu. Aplicăm tactica veche, băieți. Vechea tactică și învechită. Mergem pe jos. Dacă totuși un cal n-ar strica. Ia stai că sunt curios. Dacă apăs G, vine Chorizo sau vine Guapo? Aparent dacă apăs G nu mai vine nimeni. Cred că, băi, deci eu nu pot să cred, mă. Băi, n-ai cum, nu pot să cred că Guapo e gelos pe o chestie care să-i ajungă cât pe o măsea. Să dăm la pește un pic, băieți? Hai că ne... Nu, momentan nu. Momentan nu. Sincer, nici nu prea știu exact ce să fac cu peștele ăla.
Dar văd că găsesc ceva pe undeva pe aici, cred că e oare în copac? A, nu, e... asta. Deci am mai colectat o chestie din aia. Mau, oare ce... băieți, oare pot să-mi pușc un pește? Aici ce găsesc? Oare, dar nu știu, nu mi-arată cât... cât pot să-mi țin respirația. Nu, 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 sus, 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 Denis, sus. Colect. Sus, că mor. Am mai găsit niște rezolver material pentru Juan. Uite-mă și văd că aici am o chestie din asta de... opa. Am luat și niște bani? Da, 15. Deci aparent așa îi luăm. Asta se prinde, băieți, într-o plasă de pește. Asta. Deci, asta vă rog frumos, trebuie să imortalizăm momentul. O bere. Hai cu tata. Pe care îl luăm? Alegeți repede, stânga sau dreapta. Lăsăm destinul să aleagă. Vamos. A ales pe ăsta din dreapta. Hai să vedem. Tripulentios, haide! Revenim când ajungem și noi pe punct. Jos, gata, a ajuns. Haide să vedem. Mulțumesc, tripulenții. Acum hai să vedem ce mai zice și misiunea asta. Apropo, băieți, cred că o să apară ceva mai multe episoade cu Far Cry 6 în perioada următoare, pentru că deja au început să apară DLC-urile și noi n-am ajuns nici măcar la jumatea jocului. Așa că o să forțăm un pic Far Cry în perioada următoare. O să încerc, deci, cam nu zilnic, dar odată cam la 2, maxim 3 zile o să apară și un episod cu Far Cry pe canal. I'd love for you to steal it back from me, but you're going to have to get your hands dirty. I got some punch for your ride. An anti-vehicle weapon that'll make your guerrilla heartbeat faster. Ar fi frumos dacă ai putea să conduci tu și să mă lași pe mine să trag cu chestia aia. Da, mulțumesc frumos. Ia să vedem, să ne luăm noi vehiculul nostru, dar stai că nu mai știu cum îl chemam, pe F parcă. Change paint, R. Mamă, ce frumos a auzit. Da, acum să vedem unde a venit. A, asta e? Perfect. Dar nu vreau ca pasageri, mamă, deci... e perfect. Mamă, deci îmi place mult. A, bravo. Motor de 2-3 benzină. Mă întreb oare cum putem să facem rost de mai multe mașini din astea. Ia să-i dacă... nu voiam să fac asta, voiam să apăs pe mână. Am auzit un câine cumva? Cred că era ăla de acolo. Anyway, ne punem și noi punctul pe hartă ca să știm exact unde trebuie să ajungi. Mamă, cât am de mers! Da-mi și arată drumul? Deci să-l avem totuși pe guapo cu noi că... cine știe? Mamă, trebuie să mă întorc. Ce urât. Da, harta știe mai bine. Ia mergem noi frumos cu shift-ul. Să vedem că pe distanțe din astea mai lungi, văd că se descurcă. Dar dacă ar fi să intre într-o curbă sau o chestie de genul ăsta, păi mă ia capul. Cred că mai bine... băi, deci decât... ia, ups! Băi! Ce ai pățit de... mă simt, deci parcă aș fi instructorul de la școala. Deci ia, gata, stai că îl dezactivăm. Parcă aș fi instructorul de la școala de șofer, bă, băieți. Deci așa trebuie să trag și eu de volan. Bine, doar că la școala de șofer nu intri cu frâna de mână. Da, de preferat să... ha, bă, cât nu suport. Mamă, să vedeți cum mor aici. Să vedeți cum mor aici că nu suport să trec prin chestiile alea să mor. Mamă, și au dat și alarma. Zim din, te rog, din tot suflet că nu vin și elicoptere. Sunt pe acolo, sunt pe acolo. Ce? Mamă, ce? A fugit calul de sub el. A venit și elicopterul, ia. Oare putem să, te rog frumos? Elicopter, te rog, nu acolo. Mamă. Ba da, accept. Ce-i corect, nu e greșit, băieți. Aparent, ăsta e al nostru, acum. Nu poți, te rog frumos, să mori la volan. Wow. Guapo, tu n-ai ce să le faci la ăștia, nu? Headshot, te rog frumos să mori și tu. Te rog frumos să mori și tu, bravo, guapo.
Unde-i mă sniperul ăla? Uaa, ză! Te rog, nu mă omorâ! Unde-i sniperul? Ia, tati, ia! Ia, ia! Ia, să văd ce faci, ia! La mulți ani! A murit? Cred că da. Unde mă mai văd, mă, ăștia, că disper aici? Ce frumos e elicopterul ăsta parcat aici. Distrus. Așa, încercăm să ocolim, să fim ca la școala de șoferi. Mă rog, nu faceți asta la școala de șoferi. Nu vă dați jos și împușcați lumea la școala de șoferi. Vă rog eu frumos. Așa ceva nu se face. De obicei, cel puțin. Mă, dar din ce mi-aduc aminte... De fapt, sunt sigur, nu că din ce mi-aduc aminte. Eu la școala de șoferi, nu știu dacă v-am zis, dar am făcut accident. Da, accident la modul... Eram frumos regulamentar. Așteptam la trecerea de pietre... La, nu, era un giratoriu, așteptam la giratoriu. M-a văzut, nu mă interesează. Așteptam la giratoriu, dădeam prioritate ca tot omul. Asta se întâmpla, cred că, cu vreo două ședințe înainte să dau examenul, să dau orașul. Nu știu cum, traseul știu că se mai zice, depinde de la oraș la oraș. La noi se zice să dau orașul. Băi, deci vă dați seama ce spaima am avut în mine. Dar ca să nu vă zic, a intrat unul din spate... N-a dat cine știe ce daună la mașină, dar a intrat în spate, eu eram în Logan, bineînțeles, am zis așa, nu înțelegeam de unde, că motorul nu murise, aveam și eu piciorul pe ambreiaj, am simțit după, cred că la vreo două secunde după ce am realizat că motorul de fapt e în funcțiune, încă nu s-a oprit de fapt, și după aia ne uităm în spate și vedem că dă un pic ăla pe spatele, mi-a zis instructorul rare, își trage un pic mai în față, am trecut de giratoriu, am parcat. Doar că ăla a plecat, a trecut efectiv fără să dea absolut niciun semn. Păi dar nu vă zic. Poate în furios după aia ce a fost. Ușor că iar se sparg roțile aici. Ia să mă las să trec. S-au spart. Ba nu s-au spart. Și eu m-am dat jos. Mamă, prin câte dăste trebuie să trag. Supreme already. Dar de unde se trage? De unde se trage, că nu vreau să se mai tragă. Aștept să vină elicopterul, să dăm și noi cu suprimul așa și după aia terminăm și povestea. Mamă, și nu mai am de heal nimic. Aici mor. Aici mor. Guapo, te rog frumos, salvează-mă, guapo! Guapo! Te rog, nu muri de la rachete! Hai că nu mor. Da, mulțumesc frumos, cred că asta observ și eu. Și acum să vedeți că vine elicopterul și n-am ce să-i fac. Sau nu? Văd un cerculeț acolo, ce-aș putea să fur de aici? Oh, multe chestii. Use key. Am avut cheie, băieți, pentru asta. Asta era oare mysterious key-ul ăla pe care mi l-a dat Chorizo? Pot să văd ce e în ăsta? Nu pot. Ia să vedem ce găsim aici. Zim că e armă. Praf de pușcă. Să vedem că avem ceva nou la... Ok... Mamă... Asta e de 3 stele, punem pe asta. Deci ori putem să tragem 2, ori trag eu cu amândouă, deși mi s-ar părea cam inutil să trag eu cu amândouă. Deci enables... Da, cred că asta momentan rămâne tot cea mai bună. Și la d-astea amenajări interioare nu mă coafează prea tare. Hai să ne băgăm înapoi în ea. Am și reparat-o. Tu ce cauți aici cu chestia asta pe care nu poți să o numezi mașină? E, băi, nici măcar un... Mamă, e taxi. Nu mă claxona. Te rog frumos. Uite-o, el în Logan și mă claxonează tot pe mine. Mă rog, nu cred că era Logan, că Logan nu-i mai forță dacă e să mă întrebați pe mine decât mașina aia. Nu, te rog frumos, nu mă lua. Nu mă lua în vizor că ești elicopter și nu vreau. Elicopterele sunt nașpa rău în jocul ăsta. Așa. Mă, dar ce-mi place că trec așa pe lângă toți. Ok, ambush. Unde? Stai, cred că am trecut pe lângă. Mai facem o oprire până să ajungem la misiune. Dacă a zis că îi trebuie, dacă le-a zis că le trebuie ajutor, tot n-am murit episodul ăsta, băieți, până la urmă. Hai să vedem ce putem să facem. Să încheiem episodul cum se încheie până la urmă, adică ia să vedem. Canăm noi un pic zona să vedem. Ok, nu știu de ce am făcut poza, am făcut din greșeală, nu mă întrebați.
Stai că se trage nașpa și nu-mi place. Poftim. Așa. Ia. Dăm și noi un headshot, dar cu orice, numai cu arma aia, nu? Ia, stai. Trebuie să scoatem artificiile. Ia, mă. Mă omor singur. Luați, mă. Luați, băieți, de aici. Artificii. Ne dăm și noi și heal. Mă, sincer, cred eu, cu artificiile astea, cred că aș putea să omor și un elicopter. Cum ar fi? Ia să vedem ce e aici. Supply drop. În speranța că nu mor până se încarcă tot ăsta. Haide. Perfecta mundos. Mai luăm ce mai putem de pe aici. Ambush complete. Bravo, băieți. Asta îmi place să văd. Mai furăm și noi o mașinuță. Și plecăm înapoi spre misiunea noastră. Mamă, și ce mașină. Nu văd absolut nimic în partea stângă. Țin să vă anunț. Bine, nu că ar trebui să vezi cine știe ce în jocul ăsta. Hai, încă 400 de metri. Putem să mergem, vă rog frumos, 400 de metri fără să se mai întâmple ceva. Sincer, cred că misiunea asta o să fie... Deci, cred că a fost mai complicat drumul, de fapt, decât e misiunea în sine. Sper. Cel puțin asta sper. Văd că e în partea dreaptă, dar drumul ne zice că nu putem să mai mergem în față. Dăm cu spatele. Left control to... Ok, ca să mă... Bun, dar nu vreau să mor pe asta, sincer. Guapă tati, hai, ne mișcăm și noi mai cu talent. Dăm și noi drumul la bețe. Nu pot să cred că după chestia asta m-a trimis. Da. Da, corect. Înțelesesem street racer. Then one day, a dreamy guerrilla did the girl a solid and girl was very grateful. Just looking for my happy ending, Danny. Da, nu vreau să aud povestea asta, sincer să vă zic. Nu vreau să o aud. Mamă, dar sunt mulți din ăștia. Retract tot ce am zis, e imposibil ca drumul să fie mai complicat decât o să fie să-i omori pe toți ăștia. Aș putea oare să mă snicărez direct acolo, deși cu sniperul ăla mai complicat cu... Tătea mașini care patrulează. Hai să dăm noi prima încercare. Ia să vedem pe aici, e ceva. Bine că în sfârșit. Bă, dar văd că de fapt sniperii nu sunt acolo. Sunt doar ăștia din mașini, gen. Și sniperul meu încă este sub orice critică. Văd că am o posibilitate de a folosi Supremo. Dar îl ținem pentru situații limită momentan. Să vedem cum putem să ne snicărim. Încercăm să înconjurăm efectiv toată zona asta, să o luăm prin spate. Mamă, dar cu câte mașini patrulează pe aici, greu. Să ne uităm. Deci pe hartă, practic, o să jucăm vați ascunsele cu mașini astăzi, băieți. Asta o să fie titlul episodului. Nu! Am apăsat din greșeală pe click. Bine că nu m-a auzit nimeni. Ok, ceva patrulează pe aici? Sper că nu, încă nu. Deci trebuie să mergem încolo. Oare mă văd dacă stau așa ascuns prin frunze? Stau prin tufiși ca în LOL, băieți. Trebuia doar să mai omor mașina aia, mamă, deci... Mamă, ce... Deci după un... A, gata? Ok. Black screen? Absolut... Nimic. A, deci m-a lăsat efectiv pe mine să nu înțeleg ce a fost cu chestia asta. Acum, hai să vedem ce mai găsim și noi pe aici. Și acum zim că trebuie să mă duc cu... Țineți-vă, băieți. Guapo, dă-te că te calc. Te-am calcat. Și acum trebuie să ajung unde? Nu pot să cred. Mulțumesc frumos. Deci într-adevăr, chiar că istoria istoriei familiei de
Nu-mi place jocul ăsta. Nu-mi place jocul ăsta. Opa, opa, stai așa un pic. Am luat o armă sau mi s-a părut mie? Anyways. Bun. Băieți, cam atât și cu episodul de astăzi. Am făcut câteva chestii. Am bătut câteva mini armate, i-am dat de mâncare lui Chorizo, l-am făcut noul nostru pet, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Încă o dată vă rog, dacă v-a plăcut episodul, lăsați un like, un subscribe dacă n-ați făcut-o încă, un comentariu poate să-mi spuneți dacă aveți vreo sugestie sau cum aș putea și eu în sfârșit să-mi upgradez armele, dacă știți voi mai bine decât mine. Până data viitoare, ciao!